Micii fotbaliști sunt încântați de plecarea la Vatra Dornei. Deplasarea este pentru ei o răsplată a efortului depus pentru a termina campionatul pe poziția 1 a clasamentului. Vom avea foarte multe meciuri, pregătire fizică, vom alerga foarte mult și în primăvară vom avea foarte multe rezultate bune. Într-o perioadă de 7 zile, o pregătire centralizată și sper să acumulăm o pregătire foarte bună pentru întreg anul. Așa că voi pleca cu un număr de 20 de sportivi și sper să fie foarte bine, condițiile să fie între cele mai bune ca să pot să fac și să facem performanță. Micii jucători de la LPS Vaslui vor începe în primăvară returul de campionat, unde se luptă cu cei de la Huși pentru a câștiga trofeul.